Această ediție a Festivalului Internațional de Literatură Tudor Arghezi va fi cea mai reușită dintre toate și mai plină de evenimente. În zona centrală, sâmbătă, va avea loc dezvelirea stelelor închinate personalităților Elvira Godeanu, Tudor Arghezi și Sergiu Nicolaescu. Ion Cepoi, directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, ne spune ce alte acțiuni sunt organizate pentru ediția din acest an. Marele eveniment pe care instituția noastră îl organizează, în schimb, este în perioada 23-26 mai, Festivalul Internațional de Literatură Tudor Arghezi, cea de-a 33-a ediție, un festival care cu fiecare ediție își merită din ce în ce mai mult titulatura de internațional. Îmi permit să fac această afirmație, va fi de departe cea mai mare și mai valoroasă ediție acestui festival de până acum. Tot în zona centrală are loc mâine deschiderea Târgului Meșterilor Populari din Oltenia, ediția a 5-a organizată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj. Este vorba de Târgul Meșterilor Populari Olteni. Târgul va fi inaugurat mâine la orele 11 pe Esplanada Centrală. Dacă veți dori amănunte despre participanți, pot să vă spun că sunt participanți din toate județele Olteniei, dar și din județe învecinate sau ceva mai îndepărtate. Târgul acesta a căpătat o anvergură care încetul cu încetul depășește zona regională și e un lucru bun. Meșterii populari au venit însă de astăzi în speranța că târgujienii vor fi atrași de obiectele tradiționale și poate vor cumpăra ce le place mai mult. Ceramică decorativă lucrată manual. Ce produse mai exact? Ce aveți acolo? Vaze, cufere, boluri, tot felul de obiecte pentru decor. Da, sunt din Pitești, am venit cu ei tradiționale, căciulițe, brățări, lasetă, avem acolo broderie, ciorap din lână, vestă din lână, destule. Ce prețuri aveți? Pentru toate buzunarele? Da, prețurile sunt pentru toate buzunarele și pentru, cum să vă zic, ne apreciem și noi munca, materialele.